O expoziție deosebită realizată în colaborare cu Muzeul de Mineralogie din Baia Mare a fost vernisată astăzi la Muzeul Județean Teohari Antonescu. În cadrul expoziției, zăcămintele de metale neferoase din regiunea Maramureș sunt ilustrate de eșantioane minerale ce provin din zone ca Borșa și Vișeu, Cavnic sau Baia Sprie. Vedetele muzeului nostru, care sunt și ale expoziției ce o vernisăm astăzi, sunt de fapt acele eșantioane minerale, având calități estetice deosebite din punct de vedere al culorilor, al morfologiei cristalelor, al dimensiunilor, al concreșterilor minerale, pe care atât de sugestiv au fost, le-au numit cei care le-au extras din subteranele întunecate, flori de mină. Colecția cuprinde specimene din toate clasele sistematicii mineralogice, eșantioane cu calități estetice deosebite, dimensiuni de excepție ale unor cristale, combinații de culori, forme cristalografice, minerale reprezentative pentru Maramureș, minerale descrise pentru prima oară în zona Baia Mare, minerale reprezentative pentru fiecare mină din zonă, precum și minerale rare pe plan mondial. Expoziția pe care o vernisăm astăzi este cu numărul 160. Este o cifră rotundă și importantă și pentru noi la cei 40 de ani de activitate. Iată, vernisăm astăzi cea de 160-a expoziție aici la dumneavoastră. Mai concret, aceasta cuprinde 83 de piese. Toate sunt din acea categorie menționată mai devreme a florilor de mină. Piesele au fost selecționate atent, în primul rând folosind criterii de reprezentativitate. Asta înseamnă, pe de o parte, să fie reprezentative pentru exploatările miniere de la care au fost recoltate aceste piese și ele provin aproape de la toate exploatările miniere care au funcționat până în anul 2007 în zona Baia Mare, Cafnic, Baia Sprie, Șuior, Săsar, Herja, Ilba. Elevii giurgiuveni au fost încântați de exponatele inedite și au făcut fotografii pentru a le arăta și apropiaților. Ce ai văzut tu în această expoziție? Păi o mulțime de cristale, roci care s-au cristalizat în timp de milioane de ani, zeci de milioane de ani, cum ascultam. Ceva splendid. Ai mai văzut undeva așa ceva? Nu, n-am mai văzut și chiar îmi place că a venit la Giurgiu un asemenea. Am văzut că ai făcut și fotografii, ce vei face cu ele? O să-i arăt și profesoarei mele și colegilor, poate, care n-au ajuns. Chiar sunt niște lucruri splendide. Expoziția a fost organizată cu scopul de a prezenta publicului giurgiuvean așa numitele flori de mină și de a face cunoscut patrimoniul mineralogic unic deținut de județul Maramureș și valorificat prin Muzeul Județean de Mineralogie Victor Gorduza, Baia Mare. Expoziția va putea fi vizitată timp de 3 luni.